Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este directorul companiei Intellect Group, politolog, domnul Ian Lisnevski. Domnule Lisnevski, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, mulțumesc de invitație. Domnule Lisnevski, după alegerile de duminică, Moldova s-a divizat în două părți, dar nu egale. Una, cea mai mică, dar cea mai vocală, reprezentată de către partidul de guvernământ, declară una: noi am câștigat detașat alegerile locale din 5 noiembrie și le vom câștiga pe cele din 19 noiembrie, turul 2. A doua parte spune altceva. PAS a pierdut aceste locale lamentabil. Întrebarea pentru dumneavoastră, domnule Lisnevski: cine a câștigat și cine a pierdut aceste alegeri de duminică trecută? Bine, întrebarea cu adevărat este foarte interesantă și practic în spațiul informațional este la maximum, dar trebuie să înțelegem că, cu părere de rău, campania electorală la noi a devenit o luptă între politicieni, nu o luptă pentru voturile cetățenilor, adică necesitățile cetățenilor. Și această luptă, da, s-a transformat în faptul că cineva vrea să arate că el a câștigat sau el a câștigat. În realitate, cetățenii au dat o notă și au dat o notă destul de negativă cum guvernării, fix așa și opoziție, dacă sincer, din punctul meu de vedere. De ce acest lucru s-a întâmplat? Pentru că dacă să ne uităm la cifrele generale, la procentele, da, PAS rămâne partidul numărul 1. A obținut, dacă nu greșesc, dacă așa foarte dur, aproape 27%. Partidul Socialiștilor 20% și celelalte. Da, au fost surprize ca PSD-ul sau partidul domnului Chicu. A fost excluderea unor partide, da, care noi nu putem cunoaște care ar fi rezultatul. De ce noi vedem că, da, partidul de guvernare rămâne în top, pe locul întâi. Dar de ce acest lucru se întâmplă, de fapt? Se întâmplă de cauza că opoziția este divizată, că opoziția este slabă. Pentru că această campanie, de fapt, a fost nu o luptă, mai degrabă de zis, PAS a luptat tot cu PAS-ul, cu partidul de guvernare. Pentru că, uitați-vă ce s-a întâmplat, PAS a mers pe o cale destul de complicată. A încadrat toate resursele administrative. A încadrat pe toți politicieni posibili, toți funcționarii publici. A făcut campanii și prim-ministru, și doamna Maia Sandu s-a implicat. Și iată, din punctul acesta de vedere politic, ei au pierdut. Pentru că nu a fost campanie electorală locală, dar a fost o campanie parlamentară, de plină. Pentru că, practic, s-au încadrat absolut toți. Toate resursele au fost aplicate. Și din punct din considerente acestea, da, ei au pierdut. Pentru că ar trebui să facă o campanie locală. Adică mare parte cei care participă să facă agitație electorală, să meargă, da, și pe aspectul politic. Dar aici acest lucru nu s-a întâmplat. Și PAS a comis foarte multe greșeli, aș zice, care a permis opoziției, da, totuși să obțină un rezultat destul de bun. Iar opoziția a permis PAS-ului să rămână pe primul loc. Iacă ce s-a întâmplat adevărat. Și dacă să vorbim despre partide politice, nimeni nu a câștigat. Cetățenii a dat o notă, da, la activitatea politică a acestor partide. Și această notă este destul de negativă. Pentru că să te bucuri fiind în opoziție, ca, uitați-vă, PAS a pierdut jumătate din electorat. E posibil pentru PR, cumva pentru arata această poziție. În realitate, tu trebuie să faci calculele destul de pragmatice, pentru că PAS, în realitate, dacă să noi ne uităm, în comparație cu anul 2021, practic a luat același procent. Pentru că pentru PAS nu a votat 51%. Pentru PAS au votat în Republica Moldova, dacă nu greșesc, practic 14-17% din toți locuitorii Republicii Moldova. Și restul a venit de peste hotare. Da, peste 180.000 de voturi au venit peste hotare. În realitate, asta este un procent foarte mic în comparație cu toți cetățenii Republica Moldova. Da, jumătate nu a ieșit la vot. Dar iarăși, asta este opțiunea lor. Adică ei nu au avut din ce alege. Nu a fost o ofertă destul de clară pentru ei, nu a fost o ofertă destul de atrăgătoare. De ce nu au ieșit la vot? O parte au votat pentru PAS în 2021 pentru că era bine opoziția, erau așteptări, nu erau simpatizanții PAS-ului, nu erau chiar votanții PAS-ului. Erau oameni care au vrut ceva nou. Un procent a votat pentru că nu a dorit să voteze cu Partidul Socialiștilor. A votat doar contra Partidul Socialiștilor și asta recunosc și socialiștii și domnul Dodon.
Dar ei nu sunt simpatizanții PAS-ului. Și fix așa acum s-a întâmplat. Pentru că, uitați-vă, încrederea în partidele politice sau susținătorii partidelor politice, diferite sondaje arată de la 5 până la 7%, cineva arată 14%. Iacă care este procentul real a cetățenilor care susțin partide. Restul sunt oamenii care ceva le place în oferta, de exemplu, politică a politicienilor, sau sunt manipulați. Sau manipulați și împuși să voteze. Metode de manipulare sunt iarăși diferite. Unele care, mie îmi pare, discreditează unele teme importante pentru Republica Moldova, ca să nu facem accent doar pe o parte, da? De exemplu, partidele dreapta manipulează cu tema eurointegrării, partidele de stânga cu tema neutralității. Și cei din stânga și cei de dreapta, cu părere de rău, discreditează aceste teme. Ceea ce se întâmplă, apropo, și acum. Fix același lucru. De apropo, localele în Moldova vreodată au avut loc pe principiu, haideți să ne concentrăm pe campania pentru probleme locale? Sau întotdeauna la noi a fost război, Putin, tank, unire, Washington? Cu părere de rău, permanent, geopolitica a fost în locale, mai ales în municipii, da, municipiul Chișinău, în capitală, permanent a fost geopolitică. Pur și simplu, procentajul geopolitic și problemele locale a fost diferit. În campania aceasta, mie îmi pare că geopolitica a fost practic la 95%, pentru că nici nimeni nu a tras atenție la cele dezbateri care se făceau la televiziune. Practic toți s-au concentrat pe chestiile geopolitice sau pe arestări. Tema, sau bine, fața campaniei electorale actuale este arestări și geopolitica. Atât, cu păreri de rău. Și iarăși. Sunt, cu părere de rău, partidele și politicienii au degradat. Au degradat foarte grav, pentru că, uitați-vă, acum, de fapt, niciun partid, bine, sau foarte puțini, ca să nu supărăm pe toți, foarte puțini partide au un program, au o ofertă destul de atrăgătivă, o ofertă bazată pe problemele cetățenilor, pe problemele locuitorilor. Astfel nu există. Se vorbește că programul nu se citește a partidului. Programul, în primul rând, trebuie pentru partid. Că el să înțeleagă în ce direcție merge. Că el să înțeleagă unde el va fi peste 5 ani. La noi niciun partid, niciun politician nu știe ce el va face peste un an. Ei se confruntă cu situația actuală. Și e că de aici se produce acest haos. Partidul de guvernare a întreprins foarte multe măsuri necalculate. Au făcut, au văzut rezultat, rezultatul a fost negativ, haideți încă ceva să facem. Opoziția la fel, adică bine, s-a adaptat sub strategia PAS-ului, dar la fel proceda. Dar să nu uităm că PAS rămâne la guvernare. PAS are resurse administrative. PAS are totuși o strategie și ea funcționează. Dacă opoziția e divizată, înseamnă că strategia aceasta funcționează, pentru că politica, da, mulți spun că ei este murdară. Și uneori nu este necesar tu să crești în rating. Este necesar ca oponenții tăi să rămână la același nivel. Sau, de exemplu, când cetățenii vin la vot și vor să se exprime, adică mai ales asta în Moldova funcționează, să exprime părerea, să-i dai două opțiuni. Și dacă tu ești mai rău, pur și simplu pui alături la tine, cu tine încă unul mai rău. Dar nu neapărat că sunteți dușmani, da? Sau luptați între voi. Poate să fie, iarăși, din același scenariu. Și în această campanie, mie îmi pare că electoratul, cetățenii, au devenit încă mai deștepți decât politicienii. Pentru că, iarăși, au dat o notă destul de negativă. Cum? Opoziție, fix așa și guvernări. Și acum ei trebuie să facă concluzie. Dar mie îmi pare, da, pentru televiziune, pentru PR, pot să zică că ce au pierdut sau ce au pierdut. Dar dacă nu vor face o analiză la situație, da, și unii și alții, și vor schimba cumva lucrurile, pentru că, iarăși, noi poate pe parcurs vom discuta toate aceste greșeli, dar ele sunt foarte grave pentru stat. Pentru stat sunt foarte grave, mai ales la capitolul de încredere în mass media, la capitolul de încredere în instituții de stat. Fără aceste lucruri, tu nu poți să ai un stat stabil, ia ca principală. Pentru că acum noi nici nu putem vorbi despre dezvoltare sau despre eurointegrare sau despre altele lucruri. Noi pur și simplu fizic nu putem vorbi. Și m-aș opri încă, da, la capitolul eurointegrare, da, pentru că recent am fost întrebat, da, sau mereu sunt întrebat când voi deveni țară europeană. Atunci când eurointegrarea nu va fi partea politicului. Pentru că, de fapt,
eu așa cred că eurointegrarea este de fapt o manipulare prin care politicienii încearcă să vândă aer. Pentru că nu, da, Doamne, devenim o țară europeană, politicienii aceștia n-au ce oferi cetățenilor. Adică haideți să presupunem că noi deja un an suntem în Uniunea Europeană. Cu ce ar veni partidele de dreapta? Ce ar propune? Nimic. S-ar întâmpla că în Marea Britanie, când au apărut partide care au început să spună hai să ieșim din Uniunea Europeană. Da, poate și așa, adică să fie, deja pe urmă să fă probleme. Acest lucru, apropo, fix așa cum unioniștii, da, dacă țineți minte, da, dumneavoastră țineți minte, 2009-2010, erau foarte mulți unioniști care ziceau, nu, de Doamne, mă ne unim, ce facem, adică dispărem. Și asta este cu adevărat realitatea. Cetățenii ar trebui să împună politicienii să devie, să aibă o cultură politică măcar. Pentru că uitați-vă, acum politica asta e un fel de jigniri. Politicianul iese, mai ales, eu nu știu, țări dezvoltate în care politicianul de rang înalt iese și vorbește necivilizat cu unele jigniri la alți politicieni. Da, poți să ai o artă de dialog, sau, dar iarăși există limitele. Așa, în toate aceste jigniri sau bătălii arată nivelul politicienilor. Așa, cea mai mare victorie din Moldova s-a produs la Chișinău. Ceban din primul tur. Pentru dumneavoastră personal, ca politolog, cum ați văzut această victorie din primul tur? Noi am realizat două sondaje la începutul campaniei și practic la sfârșitul campaniei. Aici ratingul domnului Ceban a coincis la noi, practic, la egalitate. În sondajul care ultimul am prezentat, au avut 50,6, așa și da rezultat. Însă, da, la CARP era o diferență, adică nu putem vorbi că sondajul în total a coincis, pentru că la CARP diferența era foarte mare. Era peste marja de eroare. Deci era de așteptat că domnul Ceban va câștiga din primul tur, dar totuși risc era că se producă turul 2. De ce acest risc noi am văzut? Pentru că foarte mulți erau încrezuți din start că el va câștiga din primul tur. Și susținerea de bază era peste 50%, care cu siguranță vor vota Ceban și nu ascundă acest lucru. Nu se rușinează să zică despre acest lucru. Acest lucru poate influența de cauza că electoratul începe să gândească că oricum a să câștige, ce să mergem la vot. Și aici era riscul. Domnul Ceban ar trebui să mobilizeze maximal în ultimele zile electoratul său. A încercat acest lucru, a reușit, da, și vedem că la limite a trecut acest prag de 50%. Măcar că probabil că dacă mai reluăm toate voturile să le verificăm, da, mai găsim încă vreo 200-300 prin alte. Și iarăși, este o imagine a alegerilor. Adică noi ne-am întors în anii 90. Da. Dacă țineți minte, când alegerile din 2009 așteptai până la 6 dimineață, când totul se numera foarte greu, nu era nici site-ul funcțional a CEC-ului, da? Noi ne-am întors în anii, practic, 2000, da? Atunci când... Ora 9 dimineață a venit ultimul buletin. Ultimul buletin, da. Și de ce? O mare surpriză nu era că va câștiga pentru noi fix așa și rezultatele la Consiliu nu erau, pentru că pe Chișinău, apropo, la capitolul ECA, parlamentarii Chișinău ar vota PAS. La capitolul Consiliului Municipal, da, noi am văzut pe primul loc MAN. Practic, la egalitate acolo, diferența e un procent. În suburbii tot s-a întâmplat un foarte interesant lucru, pentru că opțiunile pentru primar, pentru Consiliul Local, pentru Consiliul Municipal, pentru primar municipal erau diferite. Am observat chiar și unii din PAS, care susțineau în localitate, de exemplu, suburbii, candidatul de la PAS, la municipale ar vota MAN, adică domnul Ion Ciban. Acest lucru nou ne-a părut destul de interesant, da, și situația era destul de pozitivă pentru domnul Ciban. Domnul Lilian Carp, eu n-aș zice, iarăși, după cifre că a pierdut, el a obținut maxim ce a fost posibil, chiar peste maxim cât era ratingul lui. Pierderea domnului Carp este în ceea că, iarăși, repet, în această campanie s-au implicat absolut toți, iarăși, președintele țării, prim-ministru, speakerul parlamentului, ei făceau campanie.
nu deschis, ziceau despre acest lucru. Și iar că aici este pierderea pasului. Când cu toate aceste resurse, cu toate încercări de a trece tema în geopolitică, adică că să alegem Europa sau direcția eurointegrării, iar că aici ei au pierdut. Că chiar și la capitolul la consilieri municipali, noi vedem pe primul loc Partidul Uman. Dar cine-s votanții domnului Ion Ceban în opinia dumneavoastră? Pentru că am auzit niște voci care voci în opinia altora care sunt credibilici că au votat euroscepticii pentru Ceban. Și toți euroscepticii s-au adunat la Chișinău în ziua nu, de duminică. Nu. O mare parte totuși au văzut aceste schimbări în Chișinău. Da, cineva poate spune că sunt mici, cineva spune că nu sunt suficiente, dar ei s-au produs. Pentru că uitați-vă, și apropo, nu doar în Chișinău, uitați-vă la altele cifre. La noi, practic, 40-30% de oameni trăiesc cu ziua de azi. Ei nu pot planifica viața sa pe o lună sau pe 3 luni. Pe 3 luni își pot planifica, dacă nu greșesc, de la 10 până la 14%. Adică noi avem un procent foarte mare care maximum, asta 70%, maximum planifică viața pe jumătate de an. Gata, asta este maxim. Ei se confruntă cu problemele de azi. Și politicianul care vine și rezolvă problemele de azi, adică drumul, iluminarea, apa, ce rezolvă, omul vrea să vadă acum aceste rezultate. Uh-huh. Evident, devine mai credibil. E populist acest lucru sau nu, iarăși, putem discuta, dar așa votează cetățenii. Despre lucruri de planificare de lungă durată, ca eurointegrarea sau încă ceva schimbări, dezvoltarea țării sau ceva genuistă, votează, bine, cetățenii votează, asta este atractiv. Dar acest lucru pot își planifica doar 5%. Asta e un lux pentru dânșii. Să planifici viața pe 3 ani. Dar omul ce are nevoie de stabilitate? Pentru că orice om are familie, are copii, el trebuie să cunoască. A să pot eu copilul să-ți duc la grădiniță sau nu, la școală, să-i ofer toate aceste lucruri. Și lucrurile care sunt, așa zicem, realizabile peste 5 ani, nu le dau încredere. Deci e foarte mulți care susțin parcursul european, au votează, de exemplu, și partidele de stânga parcă, dar care oferă unele rezolvarea problemelor astăzi. Unele partide din 2018-2017 au înțeles acest lucru. Așa au apărut la Partidul Democrat drumuri bune, așa au apărut prima casă, anume din cercetări, pentru că ei au văzut ce are nevoie omul. În primul rând să-i rezolvăm problema cu care el se confruntă. Nu poți să vorbești despre siguranță a copilului când tu închizi școala și îl pui să meargă el 7 km. Ce fel de siguranță tu îi oferi? Despre ce viitor tu poți vorbi? Mai ales că asta se produce pe creșterea criminalității. O, da. De aceea, aici e cam... Dacă să rămânem la victoria domnului Ceban din primul tur, vreau să-l citesc pe domnul Andrei Spânu, sau ministrul infrastructurii. El a zis astăzi că a făcut o analiză la rece despre rezultatele din Chișinău și spune că e păcat că în capitală nu s-a ajuns cel puțin la turul 2. Turul 2 ar fi oferit posibilitatea de a face mai bune dezbateri. Pentru mine e clar, zice domnul Spânu. Oamenii au ales cu ochii. Ivan Ceban, zice tot Spânu, a câștigat la limită din turul 1, doar cu 688 de voturi. Domnule Lisnevski, 688 de voturi noi trebuie să calculăm sau trebuie să luăm în calcul diferența dintre Ceban și Carp, Carp fiind candidatul pasului, care a fost, de fapt, atenție, de 58.728 de voturi. Una dumneavoastră aveți dreptate, trebuie să luăm diferența între candidatul Carp și candidatul Ceban. Asta una. Două, iarăși, domnul Spânu, dintr-o parte, da, are parțial dreptate, pentru că, iarăși, da, au votat cu ochii, pentru că ei au văzut realizări. Și este normal. Dar domnul Spânu nu vorbește că această campanie, eu cred că da, noi putem vorbi, era murdar. Pentru că în campanie electorală se implice, iarăși, repet, demnitari de rang înalt, se implice geopolitică, se implice, practic, toate structurile, nu prea este corect. Da, domnul Ceban este primar, dar dumneavoastră aveți mai multe pârghii, mai multe resurse. Eu de asta și zic că au putut maximum să-l crească pe domnul Carp. Pentru că dacă ar fi luptă cinstită, domnul Carp ar lua practic 9, maximum 11%. Dacă ar fi această bătălie cinstită. Haideți să așa vorbim. Pentru că nu asta trebuia, mie îmi pare, să facă pas. Și
PAS este vinovat din cauza că nu s-a produs turul 2. De ce? Pentru că PAS, pe parcurs de 2 ani de zile, nu a creat nici un politician cu un procent mai mare de 3-5%. Nici unul. Dintre membrii PAS-ului. Dintre membri, nu știu, chiar să luăm speakerul Parlamentului. Cu mare greu, poate în unele sondaje ajunge până la 5%. Prim-ministru, alții, domnul Andrei Spânu. Adică cum așa s-a produs partidul care este la guvernare, care se mândrește că este susținut de partenerii pro-europeni, nu are în afară de doamna Maia Sandu absolut pe nimeni. Și atunci nu știau că în anul acesta sunt alegeri locale, nu știau că ar trebui să pună un candidat, nu știau că în Găgăuzia sunt alegeri. Nu puteau să fie un candidat și din partea puterii? Da, el bă obținea liber 4%, eu consider. Că acolo sunt susținători vectorul pro-european, sunt susținători acestor viziuni și ar putea să lucreze. Dar problema este că cu electorat din Găgăuzia nu s-a lucrat din anul 2008-2010. Unicul care a fost așa accent pe Găgăuzia și lucra acolo, Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat, e că ei încă încercau. Da. Ceilalți au văzut că adică nu putem obține voturi, ce trebuie să facem? Să distrugem acest electorat. Pentru că Găgăuzia și Bălțu permanent dădea partidelor de stângă 6%. Procentul necesar să treacă în Parlament. De ce anume în Bălțu și în Găgăuzia se întâmplă aceste haosuri politice? Și de ce? Bine, putem să presupunem că candidatul din Bălți, la momentul dat, va fi scos. Posibil chiar doi candidați vor fi scoși. O, nu știi. Ajungem la subiectul ăsta neapărat. Obligatoriu, dar peste câteva clipe de publicitate, vă rog, publicitatea doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn Listevski, mai sunt subiecte, dar mai am o precizare despre acest prim tur din Chișinău. Ultima dată în capitala țării noastre cineva a învins din primul tur, în îndepărtatul anului 1999. Atunci, Serafim Urechean câștigase din primul tur în fața domnului Vasile Iov, candidat al blocului comuniștilor, agrarienilor și socialiștilor. 51-23. Prezența tot fusese cam cea de data asta. Sunt de acord, 99 erau mult mai puțin locuitori decât acum în capital. De asta eu vă întreb încă o dată. Eu să mă raportez la cifrele domnului Spânu cu 688 ale lui sau la cifrele oficiale, care arată că noi de 24 de ani n-am mai avut așa victorie niciunul. Așa de victorie cu adevărat nu a fost. Și iarăși, aici au fost foarte multe factori care au influențat acestea. Primul, da, iarăși, prin implicarea sa, guvernul, pentru că guvernul s-a implicat, a mărit anti-ratingul societății față de partidul de guvernare, de candidatul. De ce? Pentru că oamenii foarte bine simt când se întâmplă nedreptate. Tu poți să le zici, să-i argumentezi, dar ei simt acest lucru. Și evident au taxat candidatul din partea Partidului Guvernare. A doilea factor care s-a întâmplat, și noi am observat acest lucru, e straniu că Partidul PAS a dorit să câștige. Nici PAS nu a înaintat un candidat destul de puternic, bine pregătit, nici nu l-au pregătit, nici el nu s-a pregătit, măcar că au început campania cu 2 luni înainte. Adică niște lucruri elementare, da? Dacă țineți minte, domnul Carp a avut o perioadă informațională, da? Dacă țineți minte, el informa, da, făcea agitație. Ce înseamnă campania informațională? Asta nu înseamnă că tu informezi cetățenii. Dar tu te informezi ce fel de cetățenii vor, care sunt problemele, unde este electoratul tău, unde să mergi. Asta este perioada de informare. Dar nu că să faci campanie electorală, adică el practic a pierdut acest falstart. Nu știu cine a făcut campanie, dar campania a fost nu prea profesionistă, haideți așa. În 20 și în 21 au fost mult mai buni. Una că la ei au fost buni, dar ei puteau iarăși să iei campanii electorale din 2007, din 2000, care erau făcute cu adevărat profesionist, campanii din 2015-2011, adică campanii cu adevărat unde se baza pe problemele locale, cum să rezolve probleme, cum trebuie să arăte candidatul, ce înseamnă campania de informare, ce înseamnă campania de agitație. A fel au procedat și socialiștii. Candidatul când a apărut din partea socialiștilor, încă nimeni nu-l cunoștea. Adică la noi Eu înțeleg de ce acest lucru s-a produs, pentru că partidele, foarte multe partide, 60 din concurență, de fapt, au participat doar din cauza că a fost startul
campanii prezidențiale, ca să mențină ratingul partidului care a susținut un candidat la prezidențiale. 60% din candidați care au participat la campania electorală în municipiul Chișinău au participat doar pentru campania prezidențială, care va fi deja, sau posibil că nu va fi, la toamnă. Și asta erau pregătiți menținerea ratingului partidului. De ce au înaintat unii candidați care nimeni nu-i cunoaște? Și Carp, da, parcă era cunoscut, parcă nu era cunoscut, dar nu era candidatul pentru funcția de primar. Nu era pregătit, nici nu s-a pregătit, nici nu în practică a avut campanie. Era o campanie de PR, dar să câștigi asta nu este suficient. În acest context, domnule Listinski, atât dumneavoastră spuneți că unii s-au implicat în această cursă cu scop pentru următoarele campanii, dar totuși, la Chișinău, din 28 de candidați, 20 au luat sub 1%. Da. Ce visează ei la prezidențiale sau la parlamentare? Chiar bun, la prezidențiale vise trebuie să fie un pic mai atente, că nu mulți poți să-și permită să visezi așa ceva, dar la parlamentare și mai pe permis. 5% e suficient ca să ajungi în parlament. Nu, la noi foarte mulți politicieni se implică în campania electorală, crezând că din start pot lua 1% destul de mare, adică cunosc. Asta și este problema politicienilor din Moldova. Ei cunosc tot. Ei cunosc cum să ajungă în top. Asta probabil pentru că cândva au deținut o funcție. De ce ei consideră că, uite, dacă eu am deținut o funcție, nu știu, viceministru sau încât ceva acolo, înseamnă că eu știu cum să faci politică. În realitate e cu totul altfel. Și de ce, da, ei se așteaptă că vor avea o susținere destul de mare după acest lucru, să negocieze cu alți politicieni sau încât cu cineva să-i susțină, să aibă o campanie mai activă, pentru că, iarăși, totul se bazează pe ca minimum pe 3 resurse. Timp, oamenii, banii. Și moldovenii fac o mică greșeală. Ei consideră că banii asta tot e important, cel mai important în campanie electorală. Și uite de timp și de oamenii. Iar că aceste două resurse cu adevărat sunt importante. Pentru că uneori poți și cu finanțe destul de mici să ai o campanie destul de bună dacă tu te-ai pregătit un an înainte sau cu 2 ani înainte, ai oameni capabili, pentru că acum toate partidele au probleme cu oameni. Pur și simplu nu găsesc oameni care să facă agitație, oameni care poate să-l susțină, da, pe candidat, să-l învețe, să fie un manager a campaniei sau să facă o analitică. Uitați-vă, toți candidații au făcut ziare. Asta este exemplu politicii moldovenești, mai ales ziare. Unii au făcut 300 de mii, alții 400 de mii. Atunci când sunt activi, 250 de mii de cetățeni. Asta trebuie la fiecare să dai câte două ziare? Mai mult ca atât. Sunt toate sondajele arată că ziarele se citesc de 0,7%. Extraordinar. Și în 2023 continuă să facă ziare? Continuă să facă ziare. Pentru că, iarăși, cândva, dacă noi facem training-uri și am făcut practic pentru 7 partide cu candidați, da, tu trebuie să ai un flyer sau ceva ca să te adresezi la cetățean, dar iar asta să producă contact. Mai departe, încrederea merge de la om la om. Adică, acum, adică, chiar ultimele recente sondaje arată că și încrederea în televiziune este scăzută destul de mare, din cauza că s-au început închiderea televiziunilor. Cei care rămân cu părere de rău suferă mai tare decât cei care sunt închiși. Pentru că sunt apreciate, ba cu guvernarea, ba că nu sunt revoluționare, dacă adică pe dânsul noi scris. Doamne, eu nu sunt cu guvernarea, să știți. Că noi nu ne-au închis, dar eu nu sunt cu guvernarea. Adică noi suntem pur și simplu presă. Îi dăm și pe unii și pe alții. Ăsta e rolul presei. Am închis paranteza, ce scuz că v-am întrerupt. Da, și da, e că dacă să rămânem încă puțin la capitolul presă, și noi am observat și un lucru paradoxal. Da, încrederea în televiziunea a scăzut de la 28% până la 14%, dar încrederea în așa rețele ca TikTok a crescut enorm. Și pentru mine, de exemplu, este destul de uimitor acest lucru, pentru că eu l-am descoperit nu de mult doar. Și când m-am uitat, este o mare parte distractiv. Adică acolo nici informația, nici nu poți să o verifici, nici nu există surse. Eu acolo văd fete semigoale, altceva nu prea am observat. Da, dar încrederea e peste 60%. Dar Telegram?
Telegramul tot este în creștere, bine, mai puțin, pentru că iarăși abia încep să folosesc și TikTok-ul este mai ușor. Scade Facebook-ul, scade Instagram-ul din cauza la Meta și acest lucru s-a întâmplat încă din anul 2020. Din cauza restricțiilor care tot le bagă și da, s-au început din cauza COVID-ului, pe urmă din cauza războiului. Bine, dintr-o parte posibil că asta este corect, dar iarăși cetățenii foarte bine simt că pe dânșii încearcă să-i manipuleze, da? Sunt unele metode că cetățenii nici nu se dă o seama, dar acestea ei le cunosc. Adică văd că, dar de ce nimeni nu se dă voie acces la această informație? Înseamnă că posibil ceva ascunde la mine, dar da, hai să o găsesc. Și de cetățenii încep singuri să caute această informație care posibil că nu este corect. Și de ce? Ia că uitați-vă, guvernarea la momentul dat a făcut tot posibil ca să rămână fără surse de comunicare cu cetățeni. Cu ce surse vor face atunci campania electorală prezidențială? Parlamentar, vor merge de la ușă la ușă? Eu mă îndoiesc că vor face acest lucru. Dar, în realitate, eu au rămas fără acces. Și această campanie locală, care, de fapt, e complicat să o numești locală, dacă sincer. A fost o campanie parlamentară, cum și în Găguzie, iarăși, a fost o campanie parlamentară, măcar că pot spune că noi n-am participat, dar în realitate s-au implicat în această campanie. Și această campanie locală, de fapt, dintr-o parte, bine că au arătat unele minusuri, cum la opoziție, fix așa la guvernare, și acum întrebarea, vor recunoaște ei greșelile acestea? Sau vor face greșeli mai grave? Ia că unde e problema guvernării, că uneori ei nu că rezolvă problema cu care sunt confruntat, dar o fac mai gravă. Iarăși, am închis acolo 6 televiziuni. Am văzut că au căzut încrederea în televiziuni. De să mai închidem încă 6 televiziuni. Da, ei argumentează că este un război hibrid, lupte cu Rusia, au închis site-uri. Dar la mine întrebarea, cei care analiști sau în Uniunea Europeană chiar nu înțeleg că acele 100 de milioane de dolari care s-au investit cu lupta cu hibrid erau de fapt pentru a crea o sursă alternativă în Moldova, o sursă în limba rusă pentru vorbitori de rusă, alternativ mai atractivă, de făcut publicitate la această sursă. Mm. Să închizi un site cu 10 de milioane de dolari, serios? Sine costul e că la tot ce s-a produs, asta se primește 10 milioane pentru închiderea unui site. Cei din Europa... Gzidzinghe, da? Da, cei din Europa acest lucru înțeleg. Și ei foarte bine știu cum se luptă bine cu un spațiu informațional, ce metode sunt implicate. Dacă, de exemplu, guvernarea este atacată, chiar presupunem că există războiul hibrid, da, și guvernarea este atacată de cineva din exterior, atunci guvernarea este obligată să crească încrederea în instituția de guvern, încrederea în instituția de președinție, în instituția parlamentului. Și aceste lucruri se fac cu totul altfel, nu doar prin unele postări pe Facebook sau limitări. Da. Ce cam situația? Campania nu se va termina. Acum și ajungem la asta. Vreau să ajung la Consiliul Municipal Chișinău. Foarte pestriți Consiliul. Vom avea 20 Manu, 20 Pasu, 6 socialiști, 2 comuniști, 1 Platforma Da și 1 Partidul Nostru. Manu se declară pro-european, Pasu spune că el e cel mai pro-european, logica elementară spune că aceștia doi ar trebui să facă o nuntă, dar la prima conferință de presă, nuntă politică, la prima conferință de presă pentru a comenta rezultatele din Chișinău, președintele partidului PAS, domnul Igor Grosu, a repetat textul. A câștigat candidatul Kremlinului, ce bani Putin, ce bani pro-Rusia. Ce fel de coaliție? Poate fi vorba în general de negocieri între aceste două formațiuni în cadrul Consiliului Municipal Chișinău? Sau e clar că Pasu îl trimite în opoziție și Ceban deja negociază cu Voronin, Dodon, Renato Usatăl? Nu, poate. Poate totuși să fie negocieri între Pas și Man, între Pas și socialiști. Este posibil, mai ales la capitolul local, da, sau municipiul. Și aceste lucruri mi se pare că deja se produc în Republica Moldova, se negociază, evident. Ce la noi s-a întâmplat? Adică sunt două lucruri, trebuie să înțelegem și să spunem la telespectatori. În realitate, politicienii, așa cum ei sunt la televizor, în realitate ei uleacă altfel. Și dumneavoastră asta foarte bine cunoașteți. Adică eu cunosc foarte mulți deputați, demnitari, PAS, care vorbesc foarte bine, sunt mai nu prieteni, cum
aprinde camera, gata, e alt om. Nu-l cunoști absolut și bine, eu personal am un foarte bun cunoscut care activează împreună cu PAS și la televizor și în realitate sunt două oameni diferiți. Posibil că iau un fel de scenariu ca așa se comparte, să vorbească despre Kremlin sau eu nu știu. Realitate e altfel. Doi, la capitolul local, permanent, consilierii municipali duc această convorbire, pentru că ei înțeleg. Oricum trebuie să facă unele rezultate, unele lucrări. Fără negocieri, în condiții când la egalitate, nu este posibil. Mai mult ca atât, la noi deja liderul nu are așa autoritate cum cândva. Da? Adică Voronin era, sau încă chiar Plăhatniuc, Filat, chiar și Ghimpu, da? Era autoritate, era stimat și cumva nu mergeau contra lui. Acum acest lucru nu există. Chiar nu contează ce vorbește domnul Grosu sau alt politician de partea PAS, la nivel local, membrii foarte bine să se înțeleagă. Și acest lucru s-a produs. Mai mult ca atât, mi se pare că PAS-ul iarăși are un cost, resurse administrative. Și la negocierea să-l folosească acest cost. Asta a doilea factor. A treilea factor, cu părere de rău, cetățenii sunt mințiți. Și nu permanent cei care tare să ceartă între ei, cu adevărat sunt dușmani în politică. Iarăși, permanent dai două opțiuni. Democrație, adică imitarea democrației. Adică, apropo cu limba, cum se face, totuși, iarăși imitația. Dintr-o parte, noi suntem în țară democratică, dar din altă parte, și nouă ni se dă opțiune de a alege, și din altă parte noi alegem, da? Dumneavoastră când mergeți la bancomat, de exemplu, să achitați facturi sau încă ceva, da? Alegeți, aveți dreptul și alegeți din trei limbi. Da. Română, rusă, engleză. Opțiunea de alege este? Este. Da, varianta moldovenească? Bine, e corect, nu e corect, nu contează. Dar opțiunea asta este? Nu este. Măcar că o parte destul de mare procentul cetățenilor, da, vorbesc, de exemplu, moldovenească. Așa e. Ei consideră, nu că e corect sau nu corect sau susținem. Fix așa și în celelalte lucruri, în toate celelalte lucruri. Uitați-vă, nu permanent se propune și acest lucru 30 de ani. Rusia sau Europa? Rusia sau Europa? Și în realitate nu e nici Rusia, nici Europa. Cei care se consideră că ies cu ruși au fost mai pro-europeni și mai pro-NATO decât aiștia care zic că ies pro-europeni. Paradoxal. Pentru că cel mai apropiat din NATO a fost domnul Voronin. Cum s-a demonstrat. Pe timpul lui s-a deschis centrul NATO aici. Da. Și în alte, iarăși, eu repet, este o opțiune foarte comodă pentru politicieni. Ei permanent pot să ofere eurointegrare. Oamenii nu cred? Ok. Am schimbat denumirea partidului. Eurointegrare. Și gata, nimic. Mai mult ca atât. Acum ciclul politic, el s-a micșorat. Și iacă, de exemplu, totuși oamenii simt această minciună, pentru că ciclul s-a micșorat și declarația de anul trecut total diferă în anul acesta. Și la cetățenii se produce un conflict în cap. Adică stați puțin. Ieri ați vorbit asta, azi deja e altceva, adică omul nu prea înțelege. Și evident caută o altă opțiune de vot. Sau votează contra la guvernare, pur și simplu, nu contează pentru cine, sau altă opțiune nu găsește și nu votează. Și așa, procent care caută această opțiune e peste 80% acum. Oho. Dumneavoastră observați, da, dacă vorbesc, uite, persoana nu era cunoscută și a devenit bașcan. Persoana nu e cunoscută și a devenit. Pentru că acum posibilități pentru un politician care să fie cu adevărat politician sunt foarte mari. Acum, de exemplu, mi-a plăcut sondajele din luna februarie. Plăhătniuc a ieșit cu un interviu pe un portal informațional și la capitolul cine crede să ar fi cel mai bun președinte a obținut 1,4% prin un interviu. Ce oameni sunt disperați că sunt gata să voteze pe oricine. Mai este încă un factor. La noi societatea îmbătrânește. Bătrânește și foarte repede îmbătrânește. Tinerii pleacă, rămân numai ăștia în vârstă și vârsta permanent să gândesc, aici deam psihologie politică, să gândesc permanent că când eu am fost tânăr era mai bine. Nu contează. Posibil că posibilitățile sunt acum mai mari, dar atunci când el era tânăr în floarea vârstei, atunci el consideră că era mai bine și iar asociază cu politicienii care au fost. Și de ce la noi permanent foarte repede apare simțuista că cel care a fost mai bun. Cel care a fost mai bun. Pentru că
Societatea repede îmbătrânește, ciclul este foarte scurt, noi foarte repede trecem de la așteptări la dezamăgiri. Ieri au fost alegeri, noi am avut așteptări foarte mari, mai ales și politicienii fac tot posibil ca să ne dezamăgim practic peste noapte și deja două zile oamenii se dezamăgesc. Total se dezamăgesc și sunt gata să caute alte opțiuni. Și în momentul ăsta vin cei care oferă. Pur și simplu, același partid oferă o altă opțiune. Posibil și așa. Da, dacă să analizăm foarte repede ceea ce a spus dumneavoastră, ne aducem aminte. 2001-2009, două cicluri electorale comuniști, au venit Filat, Lupu, Plahotniu, Ghimpu și ei s-au menținut până în 2019. Bun, a fost altă treabă că Plahotniu și-au distrus oponențe și ei n-au ajuns vii din punct de vedere politic până în 2019. Dar dacă nu-i atingeai, erau să fie la guvernare tot până în 2019. Da. Pentru că ei puteau să negocieze, că uitați-vă, ei poate aveau conflicte mai mari decât aceștia, dar ei știau să negocieze. Ei știau, ei erau politicieni în comparație cu aceștia care astăzi, ei cu adevărat erau politicieni. Pentru că era o artă de negociere, o artă de administrare, o artă de conducere. Asta înseamnă politician. Dar politicienii din ziua de azi, ei nu sunt politicieni. Ei nu știu a negocia, ei știu numai să înjure și să lupte cu cineva permanent. Deci ei permanent creează dușmani. Această metodă cândva se folosea, dar iarăși, ei se folosea în combinație, pentru că, da, era întâi Braghiș dușman, pe urmă Voronin dușman, pe urmă Filat dușman, pe urmă Plahotniuc dușman, și tot așa. Dar era în combinație cu alte metode, tehnologii. Acum s-a limitat doar la tehnologiile primitive. Tak, nu avem în intern dușman, de să-l creăm în afară. Și iarăși, Rusia. N-a să fie Rusia, China. N-a să fie China încât cineva. Ceilalți măcar dădeau și o bucată de pâine pe lângă asta. Da, da, și aveau realizări, pentru că iarăși, dacă țineți minte, când ieșeau partidele în campanie electorală, ei prezentau echipa, spuneau, ia că cine va fi ministrul economiei, ia că cine va fi ministrul agriculturii, ia că care este programul nostru, ia că ce noi vom face. Acum asta nu există. Ei iese pur și simplu și zic două, trei lozinci, mai mult ca atât, societatea obosit de haosul ăsta nici nu se uită pe liste cine sunt profesioniști, nu profesioniști, nu știu ce capacități au. Și pe urmă noi ne trezim peste o zi cu miniștri care habar n-au cu ce se ocupă sau ce trebuie. Dar asta este o responsabilitate, pentru că noi am pierdut foarte mult timp. Foarte mult timp. Încă începând de la guvernarea domnului Chicu, cu adevărat. Pentru că iarăși în loc de să avem un stat stabil, da, noi ne-am implicat în campanii electorale. Mereu. La noi era criza această politică. Și campanie peste campanie, campanie peste campanie. Am implicat toate instituțiile în această campanie. Încrederea în Curtea Constituțională e zero. Încrederea în diferite sisteme justiției e zero. În instituțiile de stat zero. Cum noi putem să creăm un stat nu dezvoltat, stabil măcar, cu încrederea din partea cetățenilor la nivel de zero? Și asta este problema. Și politicienii nu înțeleg că mâini pe mâini, în așa fel, dacă va fi lupta, noi nu vom avea ce guverna. În completare, dumneavoastră spunea despre Plahotniuc, Ilan Șor este fugar din 2019, condamnat la 15 ani de pușcărie și el e în top 4 încredere în Moldova. Top 3 sau 4? 3, da, da. 3-4, da, diferite instalaje. Iarăși, pentru că el, de cetățenilor, rezolvarea unor probleme care îi confruntă azi. Cetățenii, dacă mulți întreabă, Orhiland, paradoxal, paradoxal. Și eu spun, da, dar el a făcut acest Orhiland. Voi, dacă sunteți buni, voi, dacă sunteți deștepți, cu ce voi puteți veni la cetățeni și zice, uite, eu am făcut asta. Aici revenim la a trăi cu ziua de azi și mâine. Da, 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 da. Și ei n-au cu ce veni. Ei nu pot veni chiar cu acești ce promit, eurointegrarea. Iarăși, pe, presupunem, 20-30% din cetățeni noi putem să imaginăm că cu acele 9 puncte, că noi cumva vom deveni țară europeană. Dar restul doar înțeleg, stați puțin. 3 puncte ține de închiderea controlul mass media, 3 puncte sunt legate de reforma, bine, justiției, 3 puncte de unele lucruri care nimic nu au cu Uniunea Europeană. Atunci cum noi putem să devenim țară europeană? Cum putem să devenim țară europeană cu așa nivel de trai? Pentru că, da, de exemplu, e foarte bine, posibil, da, asta în ghilimele, așa, că la noi prețuri deja sunt mai mari decât în Uniunea Europeană. Acum, oamenii care nu pot să-și permită să trăiască în Chișinău o iarnă, pleacă în Maldive, în Tenerife, pentru că acolo mai ieftin.
Dacă în anii 2009 plecau cei mai bogați, acolo stai iar. Acum cei mai săraci. Ai glumit, stai. Nu glumesc. Bine, primul fal, asta a fost bălit, pentru că acolo erau prețuri mai ieftine. Acum în Spania, pe Tenerife, absolut tot e mai ieftin. De exemplu, chirie la un apartament pe malul oceanului, 300-350 de euro, în Chișinău 400-450 de euro. Serios? La mâncare, la absolut tot. Bugetul care tu trăiești în Chișinău o lună, tu poți trăi ca minimum 2-3 luni în Tenerife. Și asta nu este glumă, asta era glumă un an în urmă. Un an în urmă asta era glumă. În ziua de azi asta este realitatea. Da, de exemplu, dacă trăiești în sat sau bine, în orașele mai mici, evident că acolo, da, încă poți. Dar Chișinău a devenit un cel mai scump oraș din Europa. Adică și practic, da, e că aici noi suntem mai mult ca atât, e că vreau să vă zic. La capitolul eurointegrare. Cetățenii cu adevărat, de mult deja sunt eurointegrați. Cei mai eurointegrați sunt cei care trăiesc în Transnistria. Cei mai europeni sunt cetățenii care trăiesc în Transnistria. Adică? În Transnistria 60% de cetățeni au pașaport rus, pașaport ucrainean, pașaport moldovenesc, pașaport român, pașaport bulgar sau încă cineva. 60% au, ia că toate, practic, aceste pașaporte. Ei de mult deja sunt în Europa. Fix așa și cetățenii Republicii Moldova. Câți au pașaporte române? Societatea nu are această problemă. Cu adevărat. Societatea nu are probleme între ruși, europeni, români, etecere, în ce limbă să vorbească. Problemele astea le creează politicienii. Noi avem probleme social-economice. Da. Dar politicienii, ca să divizeze societatea, pentru că, iarăși, e cu mult mai ușor să atragi voturi sau să manipulezi atunci când societatea este divizată. Adică o divizezi, de exemplu, între cei care vorbesc moldovenească și cei română. La unii propui să vorbim în moldovenească, la alții propui să vorbim română. Și ei votează pentru iarăși, pentru aer. Să divizezi pe religii, să divizezi pe unele lucruri istorice. S-a început și pe religii deja. A, deja s-a început. Bine, nu ați văzut că sunt niște scandaluri ciudățele cu scrisori? N-am observat acest lucru, dar pur și simplu care chestie? Metode de divizare societății în orice stare e una și aceeași. Prima ce merge asta e limba, divizare pe segmentul de limbă, a doua este divizare pe segmente istorice și a treilea deja e religia. Da? Atunci societatea și e divizată și iarăși tu vinzi aer. La unii propui că să, de exemplu, creezi 3-4 partide. Un partid propune la unii că noi vom fi ortodoxi și ei votează, la alții propun că vom fi musulmani și ei votează, la trei propui ca să fie în Europa și tot așa. Asta este divizare. Dar problema Republicii Moldova că politicienii au trecut măsura și folosesc deja metode emoționale. E că aici e problema. Sunt în tehnologii politice metode care conțin metode emoționale, ca de exemplu dragoste sau ură. Să provoci dragoste e complicat. Ură cu mult mai ușor. Și că atunci când există ură între societate, da, uitați-vă la noi ce. Nu luptă politicienii între dânși, nu se bat. Se bat cetățenii simpli pentru cine să voteze. Ei deja au ură. Fiecare a doua familie se confruntă cu probleme când familie se produc cearte pe segmentul politic. În fiecare a doua familie. Că unul cu Dodon, altul cu Sandu, aici încep certuri, la fiecare masă, la orice sărbătoare, iarăși aceste lucruri. Și oamenii trec deja la această parte emoțională. Această parte este foarte gravă pentru societate. De ce acest lucru nu s-a observat cândva? Pentru că nu era astfel de tensiune. Noi 2 ani trăim societate într-o tensiune enormă. Întâi a fost COVID, toți erau speriați, adică la maximum, acum e război, toți sunt speriați la maximum și toată această situație politică. 70-68% sunt într-o stare îngrijătare, adică la maximum. Ce se întâmplă când societatea se află mai mult de 2 ani? Se începe sănătatea scade, criminalitatea crește. Se întâmplă unele cazuri, mai ales la persoanele care lucrează în domenii responsabile, ca poliția. Toate presiunile stai pe anume pe medici, pompieri, adică care sunt pe prima. Și ce atunci se întâmplă când aceste persoane se află 2 ani în această așa presiune? Nu sunt atenți. Se întâmplă cazuri că ies la serviciu. Încep să bei.
Și noi vedem cazurile când polițiștii se urcă la volan sau alții care de profesie. Adică nu funcționează structurile care trebuie să ne apere, iacă care e problema. Și asta tot consecințele politice interne, în primul rând. Problema mea e publicitatea. Luăm, vă rog, câteva clipe și după care revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Listenski, poate o previziune ca să concluzionăm cu Chișinău. Cine cu cine se mărită politic? Pas cu Man sau pas cu partidul lui Dodon? Ambele opțiuni sunt posibile, apropo. Dar mai degrabă pas cu Man. Mai degrabă, totuși, pas cu Man. Pentru că, iarăși, Partidul Socialiștilor a fost foarte mult perioadă în opoziție, opoziție destul de puternică. Și acum acest partid a fost taxat de societate în cazul că nu a fost activ. Tot ce posibil, bine, încet, încet, va fi nevoie sau de un rebranding, de o schimbare ca să revină în forță politică, sau va dispărea. Și iarăși, Partidul Man este un partid mai nou, el nu reprezintă pericol în teritoriu. Partidul Socialiștilor, practic, la nordul Moldovei, dacă nu greșesc pe raioane, a luat un rezultat destul de bun. Da. Este a doilea partid. Și el este concurentul, totuși, a partidului PAS. Da, nu este concurent direct, adică pe segment. Dar, totuși, în țară, el este, într-un fel, concurent. Și această bătălie mai departe se va produce. În momentul dat, dacă, de exemplu, că Partidul Șansă cumva nu va activiza, iarăși, cine rămâne oponentul PAS-ului? Socialiști. Înseamnă că toate loviturile ați meargă în Partidul Socialiști. MAN nu reprezintă pericol. MAN, practic, este concentrat în Chișinău. Da. Mai mult ca atât, MAN nu a produs acel efect care a produs Partidul Șor la Orhei. Adică era iarăși regional, dar oricum pe țară obținea mai mult de 6% la început, da, anul 2015-2016, dacă nu greșesc. Partidul nostru, fix așa, era concentrat pe Bălți, dar la capitolul național lua peste 6%, adică practic era perioada când obținea și 14%, 17% avea posibilitatea să obțină. La MAN acest lucru nu s-a produs. Adică el strict e concentrat pe Chișinău și este votat din cauza că ei pretind la funcții din Chișinău. În momentul dat când ei vor pretinde la funcții pe țară, da, ca deputați, de exemplu, deja nu vor avea astfel de susținere. Repet, pentru Partidul MAN au votat, pentru domnul Ciuban au votat și mulți care susțin PAS. Pentru că vedeți diferența între Consiliu și domnul Ciuban, între Lilian Carp și Consiliul PAS. Și de ce? El a fost mai atractiv. În momentul dat când el va pretinde la o funcție destul de înaltă ca președinte, evident nu va avea acest rezultat nici pe Chișinău. Iar și de 50% va fi cu mult mai mic și partidul la fel. Și el este mai comod pentru PAS în condițiile actuale. Și mai degrabă vor face coaliția anume cu MAN. Nicătând că, da, este criticat și, apropo, nu este prima dată criticat că este mâna Kremlinului sau ce acolo, sau este prorus. Eu aș vrea să văd cum coalizează după ce l-au acuzat timp de 2 ani că e mâna Kremlinului. Vor face asta la nivel local, adică nu vor face, adică politicienii de rang înalt vor critica mai departe, dar iar legile în Consiliu se va vota totul altfel. Așa că... Ce din PAS vor avea anumite secții? Direcții, șef de direcții, șef de secții? Șef de direcții nu cred. Nu cred. Eu nu văd necesitate. Bine, poate din orgoliu, iarăși, că eu sunt șef, eu nu știu mai ce. Dar asta iarăși nu mă doar de ambiții politicienilor, dar eu nu văd nevoie, adică PAS obțină ceva șef de direcție. PAS și așa controlează Ministerul Învățământului, controlează absolut tot învățământul în Republica Moldova. Spitalele le controlează, poliția controlează, pentru că lor încă acolo șef peste șef, adică încă să-i dea salariu sau... Dar la nivel național, cum vedeți, pentru că acum, înainte de emisiunea noastră, domnul Ion Chicu a trimis un comunicat de presă și a anunțat că formațiunea pe care o conduce a decis că la nivel național Partidul Său nu va face coaliție în teritoriu cu două formațiuni, oamenii lui Șor și oamenii Maia Sandu. Bine, este o viziune politică a domnului Chicu, trebuie să găsească cu cine el își dorește să facă coaliție. Pentru că iarăși la noi 3 opțiuni și nimic cu nimic nu face coaliție. Fix așa, mi se pare că eu aș vrea să mă gândesc cumva optimist și aș zice că, apropo, era anunțat că de pe 7, da, va fi negocieri de a forma... Le-a amânat un piculeț. S-au reamânat.
Eu aș vrea să fiu optimist și să zic că da, e că opoziția se va așeza la masă și măcar vor semna măcar un document de neatac unul la alt, măcar așa. Eu nu zic că se facă o coaliție sau... Deci asta nu vă imaginați, în colțul ăsta stă Renato Usatăi, aici Vladimir Filat, aici Ion Chicu, no. Aici Ion Ceban și tot așa. Nu, cu părere de rău nu. Iarăși repet, pentru că ei au uitat ce înseamnă să fii politician. A dispărut domnul Diacov, a dispărut domnul Urechean, a dispărut... Bine, domnul Filat a revenit. Poate cuiva nu-i place, poate consideră că a participat la Fortul Miliarul. Dar aceștia politicieni știau să negocieze. Acești politicieni știau cum să ceartă, până la mai nu cuțite, dar după asta se negocieze. Apropo, cu Plăhătniuc, până că a fost arestat domnul Filat, doar multe erau atacuri și pe un negocieri, atacuri, negocieri, și asta este un nivel. Politicienii de azi nu știu a negocia, ei știu să primească hype. Des mai filmez, spun pe TikTok și asta atât. Asta s-a terminat aici politica. Și suferă oamenii. Pentru că pe TikTok el e clasă, îi primește like-uri, poate cineva îl votează pentru acest lucru. Dar realitate, cu țara nimeni nu se ocupă. Noi suntem, de ce zic că nici guvernul, nici toate structurile, ei permanent sunt în campanie electorală. Cu ce se ocupă deputații? 101 deputați. Măcar împărțiți-vă, tak. 50 se ocupă cu campanie electorală. Duceți-vă, măcar 50 lucrează. Nici asta nu se primește. La noi nimeni nu știe cum să lucreze în politică, cu părere de rău. Dar cei care știu, nu vor să se ducă. Noi avem deficit în guvern de 30%, acum poate și mai mare, și în toate instituțiile de stat. Deci problema este foarte gravă. Și eu nu văd cum aceștia politicieni, poate eu așa zic ca să-i provoc, poate să demonstreze că este posibilitate să așeze în sfârșit, dar să lese ambițiile cumva, să nu se gândească numai la ratingul lor, da? Pentru că toți au un rating egal, 5%. Asta maximum, dacă vor continua astfel sau vor dispărea. Și să facă cu adevărat o coaliție. Și iarăși, este posibil. Nu trebuie din născut, iarăși roată din nou. Ei fix așa cum s-au făcut în anii precedenți, măcar pe baza ce să faci unele... Domnule Stinschi, despre turul 2 aș vrea să discutăm un piculeț, care e pe 19 noiembrie, dar prin prisma faptului că, iată, de exemplu, Orhei, candidata doamna Tatiana Cociu a câștigat și nu a câștigat datorită faptului că e profesionist în jurnalism, dar pentru că șansa a binecuvântat-o. Și brusc a câștigat. Candidatul PAS-ului, care e băiat tare deștept, și a câștigat, deci ea a luat vreo 60%. Al PAS-ului vreo 20% cel mult. A zis că el va contesta. Pentru dumneavoastră e clar că doamna Cociu nu depune jurământul de primar al municipiului Orhei? Nu, nu este clar, pentru că pentru mine este întrebare pentru candidatul din partea PAS-ului. El chiar vrea să devină primar în Orhei? Pentru că iarăși, după toate aceste lucruri care s-au întâmplat murdare din partea guvernării în campania electorală, ce s-a produs? La începutul campaniei, după prima săptămână, sondajele arătau un rating foarte mic la Partidul Șansă. Foarte puțin cine știa în Chișinău, mai vorbind în Republica Moldova. După acestea s-au început presiuni din partea, vinea poliție, făceau prechizări, alerte cu bombe o săptămână și ratingul a crescut peste 15%. PAS singur a făcut tot posibil ca acest partid să fie cunoscut. Mai departe, bine, toți se gândeau că vor fi scoși, nu vor fi scoși, cum acest va fi. Arbitru numărul 1 în campania electorală este Cecu. Cecu trebuie să vină și zic, uitați-vă, s-a transferat de pe contul X pe contul Y, a partidului atâta bani, banii ăștia sunt mordari, noi am scos acest partid. Nu comisie de situație excepțională trebuie să vină și să zică că presupunem că ei au legătură cu rușii, de ce noi îi scoate. Iarăși, repet, oamenii acest simt. Și asta mai mult a fost vot de protest. Dacă pur și simplu doamna Cociu era înaintată la Orhei, simplu, nu obținea rezultatul care l-a obținut. Sau chiar domnul Alexei Lungu, măcar că este cunoscut, el nu obținea rezultatul doamnei Cociu. Pentru că aici a fost și un vot de protest. Pe tăta segmentul ăsta, pe tăta ura asta față de partidul guvernare în Orhei, el vrea să devină primar? PAS trebuie să înțeleagă că Orheiul pentru dânșii a fost un raion foarte comod. Ei votau pentru partidul Șor la locale, dar la prezidențiale parlamentare votau PAS. Era un procent destul de mare PAS. Și să devii tu
cu un an înainte până la alegerile președintelui primar, să nu poți face nimic acolo. Pe segmentul de ură, da? Când 60% urăsc partidul care tu reprezinți, să nu poți obține niciun rezultat și să ușiți și acele procente care au votat PAS și Maia Sandu, eu nu pot să înțeleg pentru ce asta se face. Ură, dar să vedeți cât de înțelept au votat. Primar doamna Cociu, deci din partea lui Șor, 60%, dar la Consiliu PAS-ul e locul întâi. Deci orhieienii le-au dat PAS-ului puterea, în primul rând, PAS-ului în Consiliu. Dar eu, apropo, ăsta a fost singurul lucru pe care nu l-am înțeles în această electorală. Singurul lucru, ăsta a fost. El nu prima dată se întâmplă. El nu prima dată. Mai multe lucruri s-au întâmplat în ultimii 3 ani, 4 ani, 2 ani, se schimbă. Pentru că într-o perioadă, de exemplu, cetățenii se temeau sau se rușinau să vorbească că ești din partea Partidului Socialiștilor. La alegeri din Găgăuzia, un procent foarte mare se temeau să vorbească că ei vor vota candidatul Șansa. Acum s-a schimbat. Acum lumea deja se rușinează să vorbească că ei votează PAS. Și lucrurile acestea, efectul Tory, da? În Marea Britanie prima dată a fost acest efect, adică când cetățenii, simpatizanții unui partid nu prea spuneau că se rușnau, adică în mare parte că vor vota acest partid. Și toate aceste lucruri se întâmplă practic pe toată Republica Moldova și în Chișinău. Da? V-am dat exemplu că, de exemplu, la opțiune primar general votează pentru Ciban, la opțiune primar local votează primarul de la PAS și tot așa. La Orhei, cum și-am zis, tot majoritatea susțin partidul PAS, dar la locale susțin candidatul încă din 2015, adică permanent susțineau partidul Șor. Și nu contează cum se va schimba, mai mult ca atât, fiecare dată când tu blochezi un partid sau un politician, tu trebuie foarte clar să lămurești de ce acest lucru se întâmplă. Nu poți pur și simplu că ai hrănit agitatorii, da, să scoți un candidat din cursă. De ce nu poți să înțeleg de ce partidul de guvernare, chiar dacă vrea să folosească astfel de metode, de ce nu se pregătesc? Pentru că, pe urmă, la noi cazul stă în oglă în cedă. Și ce face partidul de guvernare, partidul pro-european? Iese și spune că instituția europeană nu reprezintă nimic pentru noi. Este un fel de verdict care nu trebuie... Consultativ. Comisia de Veneția, iarăși, o instituție europeană pe care pentru noi reprezintă un simbol de libertate și democrație, iese și zice, nu se permite să schimbi reguli de joc cu jumătate de an înainte, cu o zi înainte, cu două zile înainte, etc. Și cei care se declară pro-europeni zic că un fel de consultație, o recomandare care vom ține cont sau nu vom ține cont. Și de ce se șterg toate, discreditează toate temele, da, sau toate ideile, pentru că iarăși politica asta este idee. Trebuie să unești oamenii în jurul la una idee. Și da, a existat ideea eurointegrării, a existat ideea neutralității, dar politicienii șterg toate acestea, distrug toate aceste ideile. Și deja evident, oamenii sunt încurcați în decizia sa de a vota. Ei știu că, de exemplu, candidatul de la partidul Șor va face una, două, trei. Haideți să-l votăm pe dânsul, pentru că el măcar va rezolva problemele noastre. Pe segmentul geopolitic, care vine de obicei președintele Parlamentului, da, vom vota altfel. Și acest lucru se întâmplă în multe lucruri, chiar și la Nord. La Nord există unele raioane care cumva erau, votau masiv 70-80% pentru Partidul Comunist, Partidul Socialiștilor, acum votează pentru loc, pentru altele partide. Adică e ca în turul 2 câțiva candidați care... Dar rezultatul colaborat locului nu v-a uimit. Nu. Poate de aceea că cu cei candidați de la loc e destul de puțini, da, dar totuși în comparație cu ceilalți. Noi cumva am colaborat, adică am avut traininguri cu acești candidați și mie chiar mi-a părut chiar mai mult pregătiți decât celelalte partide. Dar ei vin chiar din administrații locale, în mare parte, candidații care au câștigat, da? Da. Adică da, știu da. Cu ce se mănâncă pâinea asta. Da. N-au promis trenuri, avioane? Nu. Da, unii deja erau în funcție, da, ca primari, alții deja erau cunoscuți, adică aveau mai multă experiență, dar alții, mie mi-a plăcut ceea că ei foarte bine înțelegeau bine cele consultații care le dădeam noi, adică că nu trebuie, de exemplu, să te bazezi pe conflict, pe ură, pentru că oamenii și așa știu că trăiesc rău.
Nu trebuie nici sartul să vii, încă jumătate de oră să le spui că cât de rău noi trăim. Spune ce ați faci tu, din start. Ce e că, de exemplu, Maia Sandu sau Dodon era, el și așa știe. Și s-au bazat strict pe unele lucruri care concrete pentru teritoriu și au obținut acum victorie sau au trecut în turul 2. Alții, da, de exemplu, altele partide care iarăși am avut training-uri pentru cu procentajul mai puțin la candidații care au ascultat astfel de sfaturi, dar și totuși s-au bazat pe această bătălie, au plecat cu diferit în altă direcție, adică în bătălie sau în geopolitică și practic nu vorbeau despre locale. Dar s-au trezit cu rezultatele nu prea bune. Apropo de turul 2, la Bălți, previziune aveți candidatul Renato Osată și candidatul lui Ilan Șor. Candidata lui Ilan Șor de rezervă, care apropo din nicăieri a apărut și-a luat locul 2 la un scor foarte mic de Alexander Petkov. Cu părere de rău, mie îmi pare că în Bălți, iar aș vrea foarte să greșesc, dar mie îmi pare că acolo situația va fi destul de negativă. Candidatul care este din partea Partidului Șor va fi scos. Posibil, iarăși, nu doar el va fi scos, posibil că și candidatul socialiștilor va fi scos, de ce nu? Tot e posibil. De ce se va produce haos în Bălți? Care e deosebire între Orhei și Bălți? În Bălți nu există susținători partidului PAS. Acolo permanent au votat de stânga. Și această regiune, din punct de vedere tehnologiilor politice, de-ar fi eu, da, de exemplu, haideți să așa zicem, de dreapta și care răspund, ar trebui să provoci neîncredere în tot proces politic în acest oraș, în această regiune. Că oamenii să nu iasă la vot. Iacă ce mi-e întrebă. Iarăși, repetem, Găgăuzia, Bălțu, dădeau din start 6% partidul de stânga. Era Partidul Comuniștilor, apoi Partidul Socialiștilor, care doar pe bază la aceste două regiuni luau 6% și erau partid parlamentar. Ca să nu permit să nu dea așa o favoare oponentului, trebuie să distrugi electoratul în aceste regiuni. Să faci haos, scandaluri, tot diferit, că omul spune că nu mai vreau eu să votez. Gata, am obosit. Da, asta scade ratingul participării la vot în aceste regiuni. Și în Găgăuzia noi am văzut acest lucru. Câteva sate chiar nici nu au obținut procentul necesar de 25% ca să fie. Și fix același lucru se încearcă, da, și la Bălți, și la Nord. Opoziția cumva reîntoarce această participare la vot și cumva încă se menține la Bălți. Dar se va produce până când electoratul acolo nu va deveni pasiv. Pentru că în țările dezvoltate, da, sau țările democratice, ce se face? Se creează o echipă de specialiști care este susținută de toți participanți candidați și sarcina lor doar să facă campanii atragerea cetățenilor la vot. Iacă, de exemplu, așa se face în Turcia. Și acolo 80-90-94% prezență la vot. Permanent. Adică nu vine Erdogan cu sabia la gât? Nu. Acolo, de exemplu, grupele acestea chiar sunt finanțate direct, repet, din toate, din sursa la toți candidații. Toți candidații, un procent, anumit procent, indică pe această campanie. Și în această campanie participă, iacă acolo, toți actorii, toți diferiți persoane destul de cunoscute și ai libertate la o campanie destul de curată, frumoasă, adică tu nu faci campanie pentru un candidat sau contra unui candidat, faci campanie că lumea să iasă la vot. Și acolo este un număr destul de enorm care să vină la vot să își exprime părere. Pentru că, iarăși, în Republica Moldova nicio putere nu are legitimitate. Adică, practic, pentru toți, ca PAS a obținut majoritate, da, un număr record. Dar când te uiți în comparație cu toți cetățenii din Republica Moldova, e 25-27%. Adică 27% au decis cum noi vom trăi toți. Da? Mai departe. Vă referiți la alegerile din 2021? 21 și așa va fi mai mereu. În alegerile precedente, încă, de exemplu, procentul la unele partide mai mic. De ce? Pentru că la noi lumea se dezamăgește, nu se duce la vot, nu au opțiune. Și noi considerăm aia că dacă voi n-ați venit la vot, înseamnă că noi vom decide pentru voi. Nu e corect așa. Tu așa poți să gândești ca un cetățean. Da, un cetățean așa. Dar demnitar politician nu trebuie să gândească. Asta e pericol când tu începi așa să te gândești. Când tu divizezi societatea între ai mei și nu ai mei. În altele, dacă noi tindem, de exemplu, spre Statele Unite, acest lucru niciodată nu se întâmplă. Cetățeanul Statelor Unite, el este cetățean și nu contează unde el. El dacă este în mijlocul oceanului, oricum o să voteze. Dar nu că așa că cu 3 luni înainte ai dreptul sau nu ai dreptul, de-am oamenii nici nu știu, au ei dreptul să voteze sau nu au dreptul să voteze. Măcar că metode de control
Sunt foarte multe. Dar principalele probleme, da, care de fapt afectează cumva campania electorală sau dă un pretext pentru falsificări, toate acestea nu se rezolvă. Cu problema finanțării, da? Noi vorbim despre finanțarea legală, atât, vorbim despre atât, ce. Deci legile partidelor nu e modificată până acum. Posibil pentru că cuiva acest lucru este convenabil. Ce cu a ieșit și a declarat absolut toate partidele, începând de la PAS, continuând asta, au încălcat legea privind finanțarea politică. Mm. Metodele sunt foarte multe, adică donații anuale, zilnice, etc., dar niciun partid din 70 nu face acest lucru. Parcă nu știu că vor fi alegeri. Strezesc tăți într-o săptămână, trebuie să deschidem contul. Hai, repede, să transferăm bani. Adică ei 4 ani nu știu că vor avea alegeri. Ia că la cine, la unele lucruri absurde ajungem. Și apropo, PAS nu își diferă de celelalte partide. La capitolul membrilor partidului, la capitolul structurii partidului, noi am uitat. Ultimul partid care cât de cât funcționa era Partidul Comuniștilor, Partidul Democrat, ca deja în 2010, Partidul Liberal Democrat, era structurat destul de bine în prima perioadă, da? Chiar erau mai mulți lideri care puteau atrage oamenii, da, în acest partid. Acum toate aceste lucruri, cu părere de rău, nu există. Și localele, de fapt, au fost foarte importante pentru viața următoare a cetățenilor. Pentru că, iarăși, orice schimbare se începe de la locale. Dacă țineți minte, da, în 2007 Partidele Democratice s-au întâlnit, au avut un pact de neatac, au împărțit chiar regiunile, au văzut unde este mai puternică Alianța Moldova noastră, unde e Partidul Democrat, unde e Partidul Social-Liberal, unde e Național-Liberal, nu se implicau unul peste altul, au făcut campanie, au luat majoritatea partidelor democratice, după asta s-au unit și au luat jos pe Voronin. Acum, astfel, practic, această șansă a fost pierdută. Pentru că în campania electorală opoziția a pierdut. Iar că noi ne întoarcem la asta. Cine a câștigat? Nimeni n-a câștigat. Toți au pierdut. Guvernarea a pierdut, opoziția a pierdut o șansă când tu puteai să mobilizezi oamenii maximal, pentru că oamenii s-au mobilizat contra. Nu s-au mobilizat pentru tine sau pentru opoziție, dar contra la guvernare. Și vom vedea cum următoarele alegeri vor fi. Păi asta e ultima mea întrebare către dumneavoastră. Previziuni ceva pentru prezidențiale de anul viitor? Cum a spus dumneavoastră, e adevărat, dacă le vom avea prin vot direct? La momentul dat, pentru doamna Maia Sandu nu există un pericol. Ea rămâne liderul în top, cu tot că are un antirent cu adevărat destul de mare, dar nu există alternativă care poate să obțină mai multe voturi decât ea. Mai mult ca atât, pe dreapta nu va apărea un lider. Nu se va permite pe dreapta, pentru că un procent mic, dar el este suficient, votează pentru PAS doar că se tem de ruși. Ia că noi ne întoarcem război. Adică nu le place guvernarea, nu le place, dar e unica care vorbește despre direcția europeană. De ce îți produc? Mitinguri? Apropo, nu-i primul miting pro-european, Moldova, european. Mi-aduc aminte, au fost altele? Pe vreo 5, adică metodele rămân aceleași. Uh-huh. Ele devin mai primitive, pur și simplu. Următorul politician care este în rating, da, este domnul Dodon. El nu are cu părere de rău pentru dânsul, da, astfel de rating ca poate să câștige pe doamna Maia Sandu. Nu are capacități, resurse, da, ca umane care să mobilizeze maximal contra. Iarăși, nu știu cine scrie pentru doamna Maia Sandu, pentru PAS n-ar fi corect. Strategia, dar sunt persoane profesioniste. Și în perioada de criză, noi vedem că totuși născucesc unele metode. Da, ele sunt de manipulare, nu e cinstit așa, dar destul de corecte, care impun strategia președintelui sau doamnei Maia Sandu la ceilalți politicieni. Și dumneavoastră țineți minte foarte bine campania prezidențială între Dodon, cum se produceau foarte multe lucruri foarte rapid, adică care parcă erau combinate între o echipă și altă echipă. Asta înseamnă că echipa doamnei Maia Sandu a impus echipei domnului Dodon propria strategie și deja au știut cum el va reacționa. Tot aceea se va repeta lucrul și în prezidențiale. Dar totuși rămâne întrebarea. Mulți zic că, da, reticul doamnei Maia Sandu scade și poate că e încă mai jos cu adevărat. Dacă pe opoziție se va uni toți și va avea un candidat unic, este posibilitate să câștige acel candidat. De ce? Este opțiunea numărul 2, da? Să fie votat președintele iarăși prin Parlament. Dar
asta ar trebui că doamna Maia Sandu să recunoască că e 4 ani a fost președinte ilegal. Adică să recunoască ceea ce, tema pe care merge Partidul Comuniștilor, că este ilegal alegerea președintelui prin vot direct. Sau o treia variantă, care eu consider din punct de vedere tehnologiilor politice, iarăși tehnologiei politice nu neapărat este corect din punctul de vedere societății. Și poate fi să fie amânate încă pe vreo 10 ani. Și împreună cu alegerile parlamentare, încă să amânate pe vreo 10 ani. De ce nu? Cine a să încurce Comisia de Stare Excepțională să amâne acestea? Ce instituții de stat există de a controla guvernarea, de a controla această instituție de stare? Dar poporul dacă vine în fața Parlamentului și președinției așa cum veneau pe timpuri? Cine va veni? Eu acum nu văd. Potențial? Dumneavoastră singur ați menționat că domnul Chicu niciodată nu va face coaliție cu Șor, socialiștii niciodată nu va face coaliție cu Congresul Civic, Congresul Civic nu va face niciodată coaliție cu partidul nostru. Cine va veni în fața Parlamentului? Dacă acestea, iarăși repet, partidele de opoziție nu au susținere de încredere din partea cetățenilor. Nu au. Ei au obținut cumva poate un vot mai mare decât partidul PAS? Nu. Da, partidul PAS a scăzut, dar nici ei nu au crescut. A, unde e, ia că unde e problema. Și nu se va s-a întâmpla această revoluție. Foarte mulți îmi zic, eu nu cunosc nicio revoluție, n-am experiență destul de mare, da, 18 ani în consultanță politică, dar nici o revoluție nu țin minte să nu fie ea organizată, să cumva să fie susținută din exterior. Nici un protest. Nici într-o țară. Când la noi a fost ceva ca lumea s-a adunat și haideți noi să protestăm. Domnul Stinski, pe aceste note pline de enigmă, eu trebuie să închid emisiunea, că nu mai avem timp. Eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi emisiune. Și eu vă doresc mult succes în tot ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.